Am ieșit afară cu prietenele mele care se contrazic, cum se zice ploaie în spaniolă. Bună! Bună! Trebuie să le spunem să dea like, subscribe și... Abonează-te! Abonament! Faceți-vă abonament! Nu, like, subscribe și... Share! Perfect, acum hai să vă arăt mâncarea de aproape. Asta e tot mâncarea ei, că a gustat prima. Asta e mâncarea Anei. Aici este brânză feta cu cartofi dulci și da, voi gusta și de aici. Dar pizza mea e o carne tocată cu ceva. Ploaie, liugă, da? Păi și atunci nu este fenomenul de a ploua sau a cucura. Este doar ploaie. E o muscă pe undeva pe acolo, pe o văd, fetelor, o văd. Da, ok, gata, hai mă pot să mănânc cât mai vorbesc cu despre ploaie. Bună dimineața! Nu am mai apucat să filmez ieri, că n-am mai făcut nimic wow cu fetele. Am fost puțin până la Oșan și vreau să fac aici masca pentru față împreună cu voi, pentru că ieri am fost la farmacia Tei și am achiziționat această mască de față. Stați puțin să vă pun focus. Așa arată ea, de la Synergy Therm, purifying face mask, nebunie. Am văzut-o la Anca Mădălina și am zis, de ce nu? Pentru că eu nu prea mi-am cumpărat, neapărat sinceră, să fiu, măști expensive, adică scumpe. Mi-am cumpărat măști normale sau mi le fac în casă, de obicei. Așa că am zis, hai să încercăm și pasta. Și Ana, prietena mea, și-a luat o aplicație pe telefon care, dacă faci poză la ingrediente, îți spune aplicația dacă sunt bune ingredientele sau nu. E, la un șampon pe care îl testase ea, pentru că fix în farmacia Tei și-a luat aplicația, văzuse că avea 3 ingrediente nasoare. Ceea ce era bine totuși, pentru că la unele îți pot apărea și 20 de ingrediente, nașpa. Ei, vreau să vă spun că la această mască nu era niciun ingredient nașpa, ceea ce mi-a plăcut maxim, pentru că uite, până acum nici nu am făcut treaba asta cu testarea ingredientelor, așa că de ce nu, cred că îmi voi lua și eu aplicația, doar că trebuie să o întreb pe ea cum se numește, că nu mai știu cum. Mi-a zis ea că se numește. Am citit pe internet cum că trebuie să o lași prima dată 5 minute, după aia să crește în timp cu ea. Eu mi-am făcut-o deja seară, doar că nu am apucat să vă filmez și de asta am și zis să filmez, să facem treaba asta și împreună. Dar vă voi spune de acum, eu nu am stat 5 minute, eu am stat 20 ceva de minute, că de ce nu? De ce nu? Și nu a pățit nimic fața mea, dar vreau să țineți cont că eu nu am nici o față sensibilă, nu am un ten sensibil. Mă mai uit și aici ca să văd exact unde dau. Deci, dacă aveți un ten sensibil, puteți să faceți o de-asta, cum se numește, o roșață pe față, care se duce în 2 ore, din ce spun ei, dar... Eu nu mi-am făcut griji din punctul ăsta de vedere, sincer, să fiu niciodată la o mască sau ceva pe fața mea. Hashtag rezistă. Așa că o punem frumos acum și se dă jos cu un burețel de la Conjac sau dischetă de machiantă. Sau efectiv puteți să o dați așa, cu apă călduță. Bine, în toate variantele, și la burete, și la dischetă de machiantă, și la direct apă, toate se dau cu apă călduță jos. Așa. Și să vă mai spun una alta, mi-am mai achiziționat din farmacia Tei, că doar 2 produse am achiziționat din farmacia Tei, niște semințe chia. A fost mare vulvă cu ele, încă mai e, cred că, puțin așa pe internet, adică pe TikTok, în principiu, că toată lumea știe de lucruri de pe TikTok, dar eu nu le-am încercat niciodată și de dimineață
vorbeam cu Ana la telefon și ne-am pus niște apă în pahar, puțină lămâie, eu nu am avut lămâie, am pus puțin helas și semințe de chia, am pus o linguriță de semințe de chia. E, zis și făcut, n-am mai așteptat, dacă vreți puteți să așteptați 2 minute să beți paharul, dacă nu puteți să le amestecați așa câteva secunde și după aceea beți paharul respectiv. Nu este nimic nașpa la gust, pentru că mie de asta mi este frică de obicei de chestii, să fie ceva nașpa la gust. Zis și făcut, foarte ok, foarte simpatice ele acolo și am decis să fac și o budincă de chia, budincă cu ghilimelele de rigoare, că pui, nu știu, 3 sau 6 lingurițe de semințe de chia într-un bol, pui o cană sau două în funcție de gramajul pe care l-ai ales la chia, de lapte de migdale sau ce lapte vă doriți voi, puțin sirop de arțar dacă aveți sau puțină miere, dacă nu aveți sirop de arțar, eu am pus miere, pui frumos să acoperi budinca și o bași la frigider și o lași câteva ore, ea se va umfla și poți să o mănânci cu fructe pe deasupra sau mai știu eu ce. Acum văd că asta este murdarea de fondete. Bravo, Niculescu! Sper să fie bună. Ideea este că nu este neapărat de slăbire. Este pur și simplu să ai senzația că ai mâncat, să înlocuiești cum ar veni o masă, să zic așa. Dar nu faceți din asta un obicei să mâncați doar semințe de chia, pentru că scrie foarte clar pe internet că nu este ok și trebuie să vă luați proteine și altceva și din alte lucruri. Stați să mă dau cu ăsta de la Carmex, pentru că acest balsam de buze, credeți-mă că nu așteptam să fie atât de hidratant și de mișto. Așa. Și pe lângă treaba asta, voiam să vă spun că tot pe TikTok am văzut un filmuleț unde o doamnă lua un, de ăsta, cum se numește, un băț și începea să-și facă masaj. Așa că Niculescu nu a stat prea mult pe gânduri și și-a luat mopul, da, mopul, și am început să fac niște masaj. Așa că hai să vă arăt și vouă procedura asta, nu știu dacă e bună, da, efectiv o fac, voi decideți dacă e ok sau nu. Eu încă n-am văzut mari schimbări pentru că am făcut-o de 2 ori până acum, asta ar fi a 3-a oară. Așa că așteptați-mă să iau tot ce am nevoie și ne vedem imediat. Cam așa ne prezentăm. Am ridicat frumos maieul, am luat acest ulei anticelulitic. Este de la Cosmetic Plant. Dar nu vă gândiți că puteți să folosiți orice ulei anticelulitic, zic și eu. Și, bineînțeles, mopul. Îmi pare rău, este un mop pentru că trebuia ceva de lemn. Dar eu nu știu unde am chestia aia de faci prăjituri, știți ce zic, nu? Chiar nu știu unde, că l-aș fi ales pe ăla că era mai mic, dar încercăm cu ăsta. Oricum, zona asta, de când mi-am făcut, mă cam doare, nu știu dacă e normal, dar eu o mai fac. Hai să vedem. Punem frumos ulei. Așa. Luăm frumos bățul. Și facem treaba asta. Dar vreau să vă spun că doare. Nu știu dacă e normal să doară în halul ăsta. Au, ce zici că sunt o prăjiturică? Da. Eu și prostiile de pe TikTok, numai eu puteam să încerc așa ceva. Dar nu voi mai insista prea tare pe burtică, pentru că mă cam doare burtica. Pe picioare nu mă doare, în schimb. Așa că... Aha! Da, gata, că mă doare. Și hai să încerc și pe picioare. Ah! Dar să-mi simt puțin scârbușenia asta de ulei. Așa. Și
începem. Sper că facem ceva bine. Și vom face și câteva genuflexiuni, nu mă întrebați de ce, cred eu că ar trebui, nu știu. Gata, și-am încălcat pe ușa și v-am arătat povestea mea. Uite ce făceam eu dimineața. Am obosit, măi oameni buni, am obosit. Și mi-e și cald acum. Vreau să vă zic că acest ulei pe care l-am eu este cu ardei iute. Și te mai încălzește că inițial pentru asta e. Dar treacă meargă. Gata, așteptăm să se facă masca și o să o dăm jos. Să vedem ce și cum. This is the față. Gata, stați că se arată televizorul foarte tare. Acesta este burețelul, așa că își vom umezi și începem. Oh, da. Oh. Ce e, Richard? Stai, mami. Stai că vrea și voi altul, vai. Scuzați-mi hainele de la uscat, doar că am și pe balcon, am și aici. Oh, va. Gata, am terminat și mă voi ia cu zinerit pentru că zinerit am astea pe aici care mă enervează. Stau cu fața mea. Așa. Mai e vreunul? Gata. Frumos. Și cu balsam de buze din nou, pentru că îmi place. Gata. Această mască inițial este pentru punctele negre și pentru pori. Așa că vreau să văd rezultate de la ea, mai ales, hai să zicem, pentru pori. Pentru că eu mai fac punctele negre cu chestia aia de... Am cumpărat-o eu acum mult timp de pe Ali, de freci așa cu ea de metal și scoți punctele negre. Cam asta a fost ziua de astăzi. N-am făcut mare lucru. Scuzați încă o dată aerul condiționat de pe fundal, dar m-am găsit efectiv de la chestia aia. Dânga. Vă super pupicesc, ne vedem data viitoare și să aveți o zi minunată! Bye!